Eu am văzut aici o treabă, că găzdoaiele lucrează, sunt gospodine, sunt harnice, tot, că pot să fac și tot ce pot. Dar ce fac găzdoaie? Gazdele? Ei țin pusul după ce îl gătăm, țin așa de ei și celălalt și... Și facem bine. Cea drugă, poate de... Da, aștept bine, pusul stă rău. Cum? De ce am venit aici? Dar nu așa. Așteaptă, așteaptă să-i plătim, dar... Nu i-am plătit nimic în seara asta. Nu, că nu. Că e COVID, nu-i COVID. N-are mască. E numai... Dar cum numai numai cu plată, tot asta au gazdă, mai fac ceva? Nu zice că te dau da, fac și viață oamenii și pot. Deci cum am înțeles la dumneavoastră, femeia care știe de tăti se cheamă găzdoaie, nu? Da. La noi se cheamă gospodină. Da. 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 Unul de oare, altul e de jină. Da, am o... nu, noi ne-am... proiect până ne punem odată să vedem cum e găzdoaia dumneavoastră și cum e a noastră, să vedem. Același lucru facem. Da, păi avem timp, că nici Dumnezeu nu a făcut tot pământul într-o zi. Ei, păi asta, le punem la test. La voi se poate, la voi se poate prăștoare, femeia și poale. Cum se cheamă dumneavoastră? Zadie? Na, Zadie, dar ești tot niște poale. Curtăm și aici acolo. Poalele-s pe dedesubt, acolo nu se văd ca la dumneavoastră. Poale în brâu. Vom învăța tata din ei poalele să le radic. Ca să văd cișoarele... Și la poale florele. Mama m-a învățat ușor ca să urc să mă cobor la mândra pe cheptul gol să-i dau să mă înțeleg. Unde văd poale cu col, duce mama și toate roța. Unde văd poale călcate, mă trag ca mânțul ăla. Da. Cum tatea-i tras când ai cofecior, da? 8 timp. Dar vremurile au... Că m-ai mânționat, tare. Vremurile au fost așa cum au fost odată. Ma important este ca să ne luăm de la vremuri și aia și ne trebuie, că dacă nu ții, nici Dumnezeu nu-ți, dă, nu-ți bagă în traistă, nu? La noi, la Bucovina, sunt poalele în brâu, nu? La mulți în brâu. Cum spuneau, doamne? Plășintele, nu, gospodin, lasă, nu te-ai dus cu poale. Nu, dar eu o mărs un domn la restaurant și i s-o oferi poale în brâu și el a zis că vrea poale în brâu, nu des frâu. Eu nu-ți ales cu nu, s-a dus și l-a venit o spătărița și a zis să vă serviți cu poale în brâu, el a spus. Eu vreau mâncare, nu despre eu. Eu pot foame la om. Noi aici ne-am strâns vă doi gospodari de pe la fundul Moldovei. Nicoleta vine tot din zona Câmpul Lungului, dar îți neamor și aici. Străbunica mea e de aici, de la Botul. Și istita gospodină de acolo, de la Stativii, e tot gospodină de la fundul Moldovei. Că da Dumnezeu să ne vedem cu gospodarii de la Gura Râului și fundul Moldovei și Gura Râului, am zis că s-a întâlnit fundul cu gura. Dar despre asta să fim sănătoși, că inima a rămas inima și ne-a dus înainte. La Moldova, numai fundare, ceva. E, nu. No, este la noi un cântec care spune, n-am nici preble, n-am nici furcă, n-am nici fân să țin o juncă, n-am nici talpă la papuși, nici batistă. Pentru muși. Și sumanul îi spar cașurul și sfudul din crapă curul, nu numai curul. Deci, până la urmă, astea sunt de la lume adunate și înapoi la lume date. Da. Primează și noapte. Da. Ce mai spuneți dumneavoastră? De cum era vremea altă dată la dumneavoastră și cum sunt vremurile amu? Jite-o mai rămas câteva? O rămas. Sunt rare. Ca și găzdoaiele. Da. Și voi mai veți? Și pe toamnă? Întreba pe sucru oamenii. Păi, Vasale, a ieșit în țopicioci. Cartofi. Da? Zicem, nu ieșit, dar și când nu ieșit, nu ieșit nici. Vedeți nu spre mulți, dar nici. Da. La dumneavoastră se cheamă pișoși. Barabule. Barabule, de-aia de filiș pusă pe șparhet. La dumneavoastră spune șparhet. Se cheamă mașoașe. Șporii spunem noi. Da. Șporii și picioci îți geogramază. Și parte de roasă la urmă. Parte zic barabule, parte corumpei. Crumpli. Da. Parte crumpli. Da, am fost sub stăpânire din cauza asta. Am împrumutat foarte multe... denumiri de la ei. Cartofi și picioci. Bun. Oameni buni. Deci, una peste alta. Jite mai avem? Mai avem. Vă două oiți mai avem? Și bisoane, ați văzut toate sau mai aveți? Mai avem, nu putem. Dar bine, la face tot ce vine pe urmă. Dar cap
acum vreo 50 de ani, să vă rog. Mai stai, mai stai, mai stai, mai stai, o, pe eu am una de 40 de ani. Mic, mic, mic. Și mai ce l-a fost? Bă, bă, nu, mă, nu, mă, să-mi cinci ori. Domnul Zahari, e tot cu lapte de 40 de ani, ți-a lăcat de 40 de ani. Și cu lapte așa. Da. Măi, măi, măi. Așa o nouă care e copcilele, nu-ți copcilele, la noi se zice copcilul acela ce n-are tată, care-i făcut dintre flori. Înțeleg copcilul. La noi se cheamă dintre flori, la noi se cheamă dintre papușoi. Bine, la noi luăm pe papușoi lângă casă. Care unde o nimerit, acolo optica. Animale. Da, dar ce mai fain. Da, are, dar luăm pe papușoi lângă casă. Dar ce mai fain, dar ceala mai cuminte. Și deștept? Au steaua că răspine. Și când am citit și m-am documentat de unde a venit Sadoveni, a venit din Maramureș și la Botoș. Până și Ilie Cazacu, o parte din repertoriu, duce spre Maramureș. Mulți terenari veneau de dumneavoastră, ciobani, da. Veneau din Maramureș și veneau la noi în copina. Chiar la Sarduva se facea trope. Și la fân, mulți veneau la fân. Cosașe erau, veneau maramureșeni, oameni harnici, oameni cu cuprință, oameni da. Credincioși. Când veneam, știu, veneam la noi, rugăciuni facea, când se punea la masă, făceau rugăciuni, și sală dimineața, puneau locul jos, așa se rugau. Am văzut, am rămas, așa am rămas uimit. Eram copii mai mici când vedeam cum se roagă. La Sfântul Ioan Maramureșul venea pe jos. Deci la Sfântul Ioan când veneau procesiuni, s-a cum se numește, așa se spune. Deci veneau procesie, cum se zicea la mine. Ați prins așa ceva? Da, da. Deci eu știu că treceau pe jos și mai avea nici cu mașina. Da, pe mașina. Și dacă văd că aici am o cetire și aș vrea să cânt măcar o strofă din Corebitia Mihalin, din respect pentru Maramureș și cum ați invitat să fiu aici în mijlocul dumneavoastră și mă sunt foarte bine, sunteți oameni minunați. Au supărarea, bată-le, Doamne, hai, dui, 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 dui,
multă piagrăi, hai, dui, 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 hai, dui, dui, șadorul lui mai mă. Hai, da, trudește, Maică, trudește, da, mai trudești un an, o dai, până-mi creștem mari și noi. Hai, dui, 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 hai, dui, dui, șadorului mai mult. Dacă apoi, Maică, ni dorim mai, dacă apoi, Maică, ni dori, poate-mi veci nu ne-o-mi întâlni. Hai, dui, 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 hai, dui, dui, șadorului mai mult. Da, și eu mă lăsa singure, da, și te-om lăsa singure, poate-mi veci nu ne-om vide. Hai, dui, 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 hai, dui, dui, șadorul lui mai mult. Hai, dui, 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 hai, dui, dui, șadorul lui mai mai. Am mai scurtat din ea că-i tare lungă. Hai. Dacă tot ați zis că foarte o zi din dincolo încoace, nu am greșit? Foarte frumos. Da, deci chiar e lungă. Când au venit și Dragoș Bodă, deci când au descălecat. Bogdan Bodă? Bogdan a fost tare curajos. Nu știu ce eu trebuie cu bucăiete acolo. Ce eu mai trebuie? Dar poate sunt frumoasă, poate ne-ncele. Poate vă poate ne-ncele frumoasă și mă trebuie. Băi, dar dacă el nu merea atunci, noi am uși fășa. Da, da. Las că e bun așa. Bun a fost și rău era, rău e mult, dar e bun așa. Da. Povestim de rânduiala îmbrăcăminței. Vedeți că noi n-avem cămeșele cu bulerul larg, așa ca la bărbați. Zice că numai bărbați care au fost mai de mult au avut cămeșele așa cu mânecă largă și femeile le-au avut așa cu mânecă șută, le zicem noi. Scurtă. Scurtă. Care n-are vezeie. Mi-au rămas cuvinte din Maramureș, mi-au amintesc pe bunica că spunea chită. Chită. Da, asta e cuvânt din Maramureș. Am stricat eu nu știu ce și a spus, las că vine moștul și-o tomnește, nu mai ne plânge. Da, tomnit, da. Deci prima, după ce am crescut, mi-am dat seama. Ce nu putem noi tomnie Dumnezeu și bine face că ne înțelege grai, cât timpul mai tomnie. Tot suntem tomniți, nu? Da, din port n-am păstrat, deci nu s-a păstrat. Dar și la voi de la salatul de pere? Păi, portul. Așa s-a cunoscut de mult. Am avut cam același când port. Când au fost îmbrăcați cu samu, cu jacă și cu pește, nu zic nimeni, zic un țigan. Da, acum? Nu era atunci, da. Nu l-au văzut de ești îmbrăcați, așa zic, nu, acela-i om. Nu, la noi în Bucovina portul. Țiganul nu era om. Deci cum este acum în Ciocănești, când e o cămașă. Asta e cămașă din Ciocănești. Deci așa s-a purtat și pe la Botuș, la fundul Moldovei, s-a purtat cu culori, cu mov, cu... deci culori stridente. Doar că în momentul când au apărut bondița cu dihor, că eu aici a cos ierhă, așa arată o ierhă, dacă vine domnul să o... nu am terminat-o, nu știu când o-i gătit-o. Când au apărut culorile la bondiță cu dihor, mare domnul, s-au schimbat culorile de pe cămaș. Deci nu se mai potrivea culoarea asta cu marourile și am trecut la culori sobre, la motive geometrice. Înainte se portau motivele florale și asta s-a întâmplat cam după al doilea război mondial. Asta am preluat și noi de la dumneavoastră, pentru că tot a fost geometric la noi, nu a fost floral nimic. Nu, Bucovina a fost pe floral. Deci și să spune că țolurile sunt
de la dumneavoastră, noi știm. Țolurile care? Astea covoare? Noi așa ducem la covoarele astea, le ducem țoluri. Noi știm că țolurile cu ruși când s-a dus. Da, se spunea. Dar noi luam culori, ca să merg când țese mama mea și bunica, mergeam la, în partea, acolo la Maramureș, ca să ne luăm culori. Deci acolo erau boieri. Sau boierele de lână, eu am boit lână. Deci eu știu cum se boiește lână. Noi zicea că boi. Boi. Că povestea e de la un sat la altul, noi ne cunoaștem după globuri. Deci între... Nu mi-o tare mângâia, că mă chem că a scăpat din ea și... Ce să-i opedau la pătru? A zicat din pătru după ea. Cu săcurea! A dat din ce? Nu mă faceți de groață. Noi râdem, dar în sare, nu știu să din el, dar dracu, noi că mă chem din el. Tu, că e mai micuță, dar eu nu mă tic. No, noi ne știm după clopuri. Bărbați înșezători, asta le era lucrul lor. Asta era piesa de rezistență într-un costum, nu cred. Pentru cămașa e foarte frumoasă. Nu, am noi grăim de găteală. Dumneavoastră ați grăit de cămeș și o grăit de clopuri. Da. Bărbați, asta făceau înșezători. Împleteau spice de grâu și chiar am povestit cu cineva, nu știu câte 30, 40, 50 de metri, făceau pe un ghem. Deci totul mergea pe un ghem. Și mi-au zis că la un clop de ăsta mai micus trebuiau 30 de metri. Atât a intrat într-un clop. Deci atât de mărunt era cusut mai de mult clopul. Și asta făcea bărbață și ne mai făceau să avem cu ce la mărgeluțe. Și m-am văzut la copilul ăla. Are un clop foarte frumos. Depinde cât de pus o face. De unde are un clop în pace? Ăsta-i făcut în Ucraina. L-am văzut. Cine cosea așa ceva? Măriuca, cine cosea asta? Sper că nu bărbați. Facea și găzdoaide, nu? Deci asta este un clop tradițional. O deveni tradițional, tradiționalul e fără aici. Așa ca și la noi, o țâr mai mare cu ei de fugărie, așa să fie, da. Deci aici sunt două văi, da? Cu acestea e Valea Mare și cu Cercele e Valea Cosău. Deci ei când se întâlneau la, la târg, mă zice, de unde ești după mare? Păi eu din Călinești, din Ghesăși, dar tu după Cosău, îți din Călinești. Foarte frumos. Deci foarte, foarte frumos. Deci femeile au vrut să mai împotobească clopul și eu mai dau dat un am de... Ne-am dorit ca să facem pui mai mari. Nu a fost așa de mari pui pe cămăși. Da, păi că în noapte, atunci nimică că le-a făcut mai mult. O scăpa mai retrogradă cu noi. Deci tot am evoluat și tot am vrut mai mult, mai mari, mai frumoși, mai... Dar nu tădim cu și ce mult și mult. Nu. Dar spuneți-mi că la noi e mare fătului și prostii. Dacă o femeie are, da, asta e. Dacă o femeie are eu pui ăștia, de exemplu, îi mai dă și la alta, la noi nu se face. Fiecare cămaș este în faptul. Îi mai dă, noi vrem să zic fiecare altfel și atunci... Păi asta spun și eu, ea modelul, dar mă adaptează... Da, îți face fiecare pe după când dorește. Știu că sunt coasete ascunzi, la Paș, la Crăciun, ca să nu... Da. Coseam două cămăși. La Paș, când se îmbrăca, nu se îmbrăca cu aia care coseam văzut. Bine, am... La șezătoare. Aia o coseam acasă, la lampă. Acum avem vreme să ne gătăm. Înainte trebuia să-și facă cămeși mai des, că să le spălau des, să închinau des. Și atunci trebuia tare... Deci noi o purtăm acum doar la sărbătoare. Da. Și când le dădea Dumnezeu câte 10-15 prunci și trebuia să-i îmbrace, nu mai avea vreme să-și facă. Spunea bunica că cosea un an întreg pentru cămăși la copii de Paște. Nu. Și apoi ei își făcea cum putea. Și de la o vârstă nu se șade. De exemplu, aici, după cămeșele astea, putem să ne spunem vârsta. Noi încă ne mai păstrăm în port vârsta. Și la pânzăturile după cap, dar și la sumne. Inițial, sumnele. Ce sunt sumnele? Sumnele, asta e astea. Am putea cam zadie. Am făcut o poveste cu socra. Socra lună stafă, care... Abia o scăpat din mânurile ei, lasă-mi că fie că ai scăpat. Mi-a povestit cum erau sumnele de mult. Să torcea sirul subțire, așa ca la dumneavoastră, da. Numai că ele nu zis că libugheta așa, să, numai să se învălească, le-o și încrețit. Deci, în același stil le-au fost sumnele. Deci, cred că este o preluare de aici. Nu, mă înțelegeți? Da, suntem în zonă de interferență, deci... Dar noi tot timpul am preluat... Nu le-a cât de alt preluat și am adaptat. Da. Deci, nu le-au lăsat drepte, le-au încrețit. După ce au apărut evreii, evreii au putut să le aducă un material care era mult mai subțire, tot din păr, dar părul foarte subțire tors,
făcut în, mă rog, în fabricele care... Și evreii cu asta au reușit să, să cucerească femeile. Dacă nu erau evrei, noi n-aveam ațișoară. Deci, cum se chema? La noi s-a pus fir de câine. Nu, dacă n-ai avut liniaurile, deci bine. Culorile, mă refer la culori. Acum, culorile. Da, e demțeaua, da, e noastră doamnă. Da, demțeaua, am cămăși cu sutică de amfere. Da, vă scuzați, vă scuzați că intervin. Dacă nu erau evrei, nici noi nu mai aveam unghiți cu dihlă, ca să știți. Ce să avem? Unghițele cu dihlă, aia este. La noi toate unghițele au fost cuprind din el. Dar o seamă de gospodar, că toată treaba era la Cernăuți, s-au dus și și-au făcut, cu influență ucraineană, și-au făcut niște bunghiți cu blăniță de asta, ca să fie mai domnos și gospodar și nu și nimeni ca el. Au venit acasă. Femeia era și ea, și ea poțului, nu putem, și încet, încet, câte unul, câte unul, și când au văzut meseriașii că au foarte mari cereri la noi, s-au mutat la Vama și la Câmpul Lung și au umplut toată zona de bunghiți. Când înainte eram tăți cu bunghițele cu prim negru și am fost suntem tăți cu bunghițele cu prim de... Dar aveți atâția dihuri. Dihuri. Dar îi cumpărat în toate zonele țării. Eu mi-am cumpărat acum dihuri de la Cernăuți. Deci am, pentru bondițele am două bondițe. Bine, vreau să noi îi omorăm și îi aruncăm, dar pentru ne-am gândit să trebuie. Nu-i nimic. Noi vă trimitem, noi vă trimitem lână, de asta trimiteți-ne dihuri. Vorbeam, Măriucă, Măriucă vorbeam și... Vă rog. Câte un rom? Câte un dihuri? Să vedem să de 1 milion, de 100 de lei. Nu, 1000 de lei, stați că eu cu banii. 10 milioane. Un milion, 100 de lei. Și dacă e mai frumos, așa poți să-mi schimbă. Și o bunghiță de asta cât ajunge am? Vreo 2 milioane. Deci 20 de milioane plătim pe o bunghiță. Vezi? Patrimoniu. Vorbeam despre straile noastre. Dar și asta e foarte simplu. Asta e pe bani. Da. Până la urmă, să dea Dumnezeu toate straile astea să coste câte 5 sau câte 10 mii de euro și să-și facă tăți. Și-ar merita lumea. Și oamenii și femeile astea care stau și buchisesc în ac, că ne-am făcut o cămeașă la fundul Moldovei. Și când a fost vremea, au lucrat 3 luni la cămeașa mea. A fost gospodină. Și mi-a zis femeia, na, te costă 15 milioane. Aici te plâng, vai de mine și de bani, 15 milioane înseamnă 5 milioane pe lună. Și acum întreabă pe mine, pentru 5 milioane pe lună, asta era am vreo 10 ani, pentru 5 milioane pe lună faci asta, nu, da pentru 10, nici pentru, da pentru 20, nici, atunci plătește la femeie și pupui mânurile. Da. Și așa au fost, deci mai avem mânuțele astea care lucrează pentru noi și mulțumim la Dumnezeu. Eu nu am fost, dau 2000 euro și-o fost, da. De 2 ani de zile fost, dar nu știu când ați. Ui, băi, și-am costă mașină de plin, dar da nimic de dau. Da, Doamne ajută! Și-am și fudul, tot că nu e așa și-a cu bani. Eu nu mă pot păli cu ce adică, da. Azi nouă mai târziu. Azi nouă mai târziu.